taxă, cât de legală este? Este foarte legală pentru că este prevăzută de codul fiscal. Ei puteau să plătească încă dinainte de adoptarea managementului situațiilor deșeurilor, puteau să plătească firma de salubritate care făcea colectarea prin astfel de taxă. Deci nu e o noutate și nu e o taxă specială pe care să o aplici doar la managementul centralizat al deșeurilor și ei. De exemplu, sunt localități care deja percep această taxă și salubritatea de acum încolo va fi plătită din această taxă. Adică și până acum n-am inventat noi acest lucru, e o taxă pe care putea fi adoptată prin codul fiscal și să plătești salubritatea. Da, sunt adică localități, zeci de localități, poate peste 50, peste 60, care n-au acest serviciu. Nu se face salubritate în respectivele localități. Când avem operatorul unic, UAT-urile sunt obligate să-și asigure, okay, să contracteze și să-și asigure acest serviciu, adică până avem operatorul. Nu, eu vorbesc de situația în care ei percep această taxă și totuși nu le oferă cetățenilor serviciu ca atare. Dar nu știu dacă sunt cazuri care percep taxa și nu le oferă serviciu. Sunt cazuri. Dați un exemplu, eu nu știu. Chiar sunt cazuri în mediul rural. Dați un exemplu concret, că eu nu știu. Dacă îmi dați un exemplu, pot să-l verific și data viitoare să mă întrebați de el, să-mi iau date. Dar dacă nu-mi dați un exemplu, eu știu că localitățile care percep taxă au un operator de salubritate care face acest serviciu în acest moment. Eu n-am informații că sunt... În momentul în care s-a aprobat...